În această zi, pomenirea Sfântului proroc Zaharia a dormit în Domnul la anul 520 înainte de Hristos. Prorocul Zaharia era din neamul lui Israel, din seminția lui Levi, fiul al lui Varahia și s-a născut în robie. Este al 11-lea dintre prorocii mici ai Vechiului Testament. Nu-i unul și același om cu Zaharia, prorocul mucenic de care vorbește Mântuitorul Hristos în Evanghelie, în Matei 23:35. Numele Zaharia înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. Sfântul Zaharia, pomenit astăzi, era preot când a venit din Babilon în Țara Sfântă și a propovăduit împreună cu prorocul Ageu, îmbărbătând poporul la zidirea templului în anul 520 înainte de nașterea lui Hristos, pe vremea lui Darius I și a lui Zorobabel. Cu acest gând de îmbărbătare al poporului, prorocul a folosit în cuvântul său amintiri din trecut, fapte din vremea sa și prevestiri pentru viitor. El a prorocit astfel că Ierusalimul și templul vor fi clădite din nou și se vor umple de binecuvântări cerești, că Zorobabel, chemat să zidească templul, este o preînchipuire a lui Mesia, cel aștepta să vină, că Dumnezeu se va împăca cu Israel numai dacă acest popor va păzi dreptatea, primind un duh de milă și de rugăciune. Iar neamurile păgâne vor fi pedepsite și se vor întoarce la Dumnezeu, care va fi singurul Dumnezeu peste tot pământul, că Mesia va intra în Ierusalim biruitor și smerit pentru o veșnică domnie de pace, iar fericirea adusă de el va începe de la Ierusalim. Zaharia a vestit de mai înainte despre cele întâmplate, la judecarea și răstignirea Domnului, frigul și întunecarea soarelui, despre străpungerea coastei lui Hristos cu sulița, despre învierea lui din morți, despre înălțarea Domnului de pe muntele măslinilor, despre pogorârea Sfântului Duh și a doua venire într-o slavă a lui Hristos. Deci, prorocind el încă și multe altele, a adormit în Domnul cu pace la adânci bătrâneți.